Iată că, din păcate, nici acum nu s-au încheiat lucrările de construcție acestui drum care leagă municipiul Zalău de orașul Jibou. Deocamdată se circulă cu restricții pe anumite porțiuni unde deocamdată nu au fost finalizate lucrările. Se speră că până anul viitor această problemă va fi rezolvată și, în sfârșit, traficul se va desfășura fără probleme pe acest drum de importanță majoră pentru județul Sălaj.